place de tot. Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Sâmbătă dimineața. Noi, în general, așa facem. În funcție de care se trezește noaptea și stă mai mult cu copiii, are posibilitatea să doarmă mai mult dimineața. Doar că nu prea e cine știe ce, pentru că nici noaptea nu dormi prea mult că te trezești cu copiii și dimineața după ce se trezesc copiii iarăși nu apuci să dormi prea mult că tot se joacă, fac gălăgie și... Dar cam asta e regula la noi, așa ne-am înțeles. Și acum ia să vedem ce fac ei aici. Că parcă mi-e și teamă când e liniște. Asta ciurcă. Aia e ușă? Da. Toată ziua au treabă. Așa e, Felix, tu ai cea mai multă treabă. Tu te trezești primul. Așa e? Nu eu. Uite, mie și-a fac. Dar mie face mie. Lili, ieși afară. Felix. Tu ai multă treabă dimineața? Bună! Și Melissa s-a ascuns. Nici nu se vede. Ba, se vede un pic. Mama nu se vede. Dar știți că după ce terminați cu joacă, trebuie să le și puneți la loc. Știți, nu? Lasă-l dacă nu vrea. Bine, atunci ia să nu se supere. Sunt bune furțecurile de la mami? A făcut mami furțecuri bune, nu? Da, eu cu Felix stăm aici și mâncăm furțecurile lui mami. Ceilalți mari sunt în cameră să joacă, iar mami a ieșit un pic la cumpărături. Ce faci tu, băiat frumos? Ce faci tu, băiatul frumos? Băiatul frumos! Ciufulitul meu și... Ce murdar ești pe bluză? Ai mâncat roșii dimineața. Am mâncat roșii la mic dejun și bineînțeles că el le mănâncă, erau roșii de la Sherry. Și le mestecă de câteva ori cât se duce zeama din ele și după aia semințele și ce rămâne le scuipă pe el. Da. Și de aia s-a pătat. La știți cum se învețe? Am zis că îl schimbăm mai târziu. Oricum mai mănâncă câte ceva și se mai murdărește. Și când îl băgăm la somn sau așa, îl schimbăm. Să fie și el curat. Dar acum mai mănâncă un fursec, mai dă pe el. Azi e frumos. Când ești mic, te murdărești. E așa? E așa? Tic-tic-tic-tic. Zâmbăriciu meu. Mă prinde. A obosit. Mâi alergărețule. Opa! Ai prins pe tati. Unde e Suzeta? Acolo e Suzeta. Mulțumesc. Mi-o dai mie? Au, nu mă mușca! Nu mușca! Dă-mi mie! Dă-mi mie! Nu mușca! Nu mușca! Nu mușca! Gata, nu mai ți-am Suzeta. Mâi. Te prind. Ușor. Mâi. Te-am prins.
Cine a venit? Ce iubire, mă așteptai? Ai fost la cumpărături? A venit mami. A venit mami, da. Am fost la cumpărături, dar puțin cam dezamăgită că nu. Trebuia să pui aia cu la capra cu treiez. Da, capra cu treiez și plus. E foarte mic și nu găsești mai nimic. E mic și nu găsești nimic? N-ai găsit cremă de aia, nu? N-am găsit. Adică, cred că e jumate cât e de caul sau ceva de genul ăsta. E micuț. Și nu are nici caramel, nici foi de napolitan, nici... Da. Îmi trebuie ciocolată albă, nu? Ciocolată albă și mai mult de așa. Caramel voiam să iau, dar... E prea mic. Este micuț. Da? Da, poate să căutăm, nu știu, un globus putem să căutăm. Da, avem globus? Nu avem globus. Nu e globus fără pe aici, nu, globus e numai la noi. Nu știu, nu m-am uitat. E frig afară? Este. Da. Și cum e cu mașina? Îți place să mai conduci din când în când? Da, de ce să nu-mi placă? Da, ce mă pute. Da. Nici n-am apucat să se încălzească motorul, că... Că te-ai întors. Da. Și voi ce faceți? Noi ce să facem? Mă jucam cu Felix. Ați pregătit ceva bun? O să vezi în filmuleț. Ați pregătit ceva bun pentru mine? Mă așteptați cu ceva bun? Cu fursecuri, cu tine de tine. Am tot mâncat cu el. Îți plac biscuiții pe care i-a făcut mami? Îți plac biscuiții? Măi, ciuțulișcă mică. Pispirel, dă-mi un pupic. Vrei un pupicel? Hai, dă-mi un pupicel. Și-a luat scumpa mea soție, de fapt a primit niște cizme, s-a încălțat cu ele. Una am reușit să o scoatem, dar a doua nu mai putem să o scoatem. Hai, că te trebuie să putem. Ea de fapt era acum, era pe canapea, nu era acolo jos, dar am tot tras de ea și... Hai să vedeți. Hai că acum cred că iese ușor, că deja ia pe... Imediat, bine. Stai să mă descoate. Dar ține-te și tu de ceva. Faine, dar îi trebuie cineva cu care să o încalce, să o descalce. Problema este că nu au fermoar pe nicio parte. Asta este problema, că nu au fermoar pe nicăieri. Și, na, fiind probabil de piele... Dă-te, Lili, un pic. Melissa, ai răbdare, tata. Încă sunt destul de rigide. Și durează un pic, probabil, până se... Deci vreo 2-3-5 ore, așa trebuie să te trezi pe casă după să te descalțe. Descalțatul ca descalțatul, dar să mă încalți. Deși cu asta m-am încălțat... Nu, cu asta m-am încălțat... Nu, cu asta m-am încălțat destul de ușor și cu asta așa un pic mai greu. Dar e nașpa, dacă mergem pe undeva și trebuie să mă descalț. Deci că nu pot să stau încălțată? Că ții niște dalea de plastic. Trag peste. Da. Hai să mergem să băgăm copiii la somn. Thank you.
că nu mai se deschide. Păi nu, că de oprit se oprește, dar trebuie deschis o leacă. Am citit. Păi da, da, ai uitat, mai știu. Ai zis ăsta și bă, upa și tot. Păi da, dar ce făceau? Nu știu. Păi vezi, ai zis și de la început. Elma, de bun carier telefant, un zare cu zimbili. Varun sub zuh, bai irem, o papa. Papa. Als ich so alt war wie ihr, erzählte Papa, war ich zu dieser Jahreszeit immer unten an der Küste und habe geschaut, wie die Wolken vorbeizogen. Kommst du mit, Löwe? Fragte Elma. Und was ist mit dir, Tiger? Wahnsinnig. Gerne, Elma, antwortete der Löwe. Aber ich bin mit meinem leider nicht, sagte der Tiger. Ich muss zum Abendessen wieder hier sein. Und das Meer ist ganz schön weit weg. Immer den Fuß wie in den Obama hinterher. Baut euch doch ein Floß. Hier liegen genug Baumstämme herum. Und wir helfen euch, sie zusammen zu binden. Este 11:30 și eram pe punctul de a mă spăla pe dinți și a mă băga la somn. Și mi s-a făcut așa o poftă și poate și un pic foame, că mai devreme n-am putut să mănânc, că nu mă simțeam bine, n-am putut să mănânc când am mâncat Florin.
Da, pe lângă o foamegă, n-aș fi mâncat la ora asta, că eu sunt de 11 și jumătate, mi s-a făcut așa de poftă, de ouă prăjite, cu roșii și castraveți. Așa că mi-am făcut Florin e la baie acum, probabil o să-și pună mâinile în cap când o să iasă și o să vadă că mi-am prăjit ouă la ora asta să mănânc. Dar chiar mi-era foarte, foarte poftă. Așa, în general, nu prea să spun că am avut cine știe ce pofte sau pofte din astea, așa, vai, acum trebuie să mănânc. De obicei era lenea mai mare decât pofta sau oboseala și renunțam. Dar acum te aștept să mănânc. Gata, dragilor, se încheie acest filmuleț. Am mâncat, este 12 fără 10 și mi-am mai luat o negresă mică, chiar e destul de mică, cam atâta e, de la Milka. Și asta o mănânc acum, mă spăl pe dinți și mă bag la somn. Ah, ce bună a fost mâncărica mea, ouțele mele prăjite. Au fost foarte, foarte, foarte bune. Și cum spuneam, cam atât în acest filmuleț. Vă mulțumim tare, tare, tare mult pentru vizionare. Vă pupăm și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. Pa!